Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre măsurile luate de autorități în contextul prevenirii răspândirii COVID-19 la nivelul județului nostru. Așadar, să sintetizăm informațiile din prima parte. Personalul medical din Spitalul Județean de Urgență Buzău va fi testat la cerere, efectiv, pentru că între timp Ministerul Sănătății prin DSP spune că nu ar trebui să fie testate cadrele medicale pentru că acele teste rapide nu oferă un rezultat 100% eficient și că ar putea debusola mai mult situația. Cert este că în următoarele zile cei care vor dori pe propria răspundere vor fi testați. Vorbim despre angajații Spitalului Județean de Urgență Buzău. Dacă avem intervenție, să îmi spuneți. Bună seara! Bună seara, domnul Mihai. Vă rog. Domnul Mihai, eu o părere, am să fac un mic comentariu, nu prea mult, ca să poată intre și alți Chiar, telespectatori. chiar vă rog, vă rog. Din punctul meu de vedere, cred că această nenorocire care e la nivel planetar va schimba în totalitate mentalitatea și din punct de vedere mental și din punct de vedere economic. Deja cred că firmele, ca să poată să reziste în piață și asta, trebuie să găsească alte modalități să reorienteze prin modul de a își desfășura activitatea. Am avut, așa, mai vreau să vreau mai mult să accentuez, am avut o surpriză plăcută acum vreo câteva zile înainte de Blagoveștenie, am dat un telefon la, în urma unui anunț, dat de oferte de rețele de socializare, la pescăria mă rog, Lucia în Bac. Nu contează, așa. Și m-am trezit cu peștele la ușă. M-a întrebat cam câte kilograme, cum vreau să-l așa, și m-am trezit cu peștele la ușă. Un gest lăudabil. N-aveam cum să ajung să iau. Și știți că înainte e coadă mare la aia. Iar astăzi am avut și o surpriză și mai mare. Așa, tot după rețele de socializare, am dat un telefon, o firmă și mi-a adus acasă 5 măști de protecție. O firmă de securitate, VC, da, mă rog, ceva de genul. Da, da, VMC. VMC. Dom'le, un gest, din punctul meu de vedere, nu e valoare mare, dar gestul în sine e foarte mare. Da, să știți că sunt multe gesturi de acest gen în ultima perioadă, sau, mă rog, de când a început toată nebunia asta. Sunt unele care nu sunt, să zicem, mediatizate, poate. Mediatizate, dar sunt foarte multe persoane, că vorbim de persoane fizice, că vorbim de firme, care în această perioadă vin cu tot felul de soluții în întâmpinarea celor care au nevoie. Un gest lăudabil și de asta spun, această criză, trebuia să vină un virus ca să ne aducă la stadiu de oameni. Da, e bine că reacționăm așa totuși, e bine că reacționăm așa și poate după toată această nebunie o să învățăm foarte multe, sau cel puțin așa ar trebui. Mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. O emisiune plăcută. Mulțumim încă o dată. O să luăm legătura acum cu primarul Constantin Toma pentru ultimele noutăți de astăzi. Știți foarte bine că aseară, printr-o nouă ordonanță militară, autoritățile locale sunt obligate ca la toate blocurile să fie luate măsuri de dezinfecție. Să vedem ce decizie a fost luată astăzi la nivelul municipiului Buzău. Zice cineva, nu am cele necesare pentru dezinfecție, în primul rând pentru protecția mea și a familiei, am soțul bolnav de diabet, am copii minori, nu avem niciun fel de venit și nu mai putem să ne descurcăm pentru că nu avem nicio posibilitate. Vă rugăm, luați măsuri necesare. Bună, dă și adresa aici. Rugămintea noastră este să sunați la 0238955, acolo unde un polițist local vă va prelua apelul și vă va redirecționa către Direcția de Asistență Socială, direcție care în această perioadă vine în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, vorbim și despre persoanele peste 65 de ani și nu numai. Bun, bună seara, domnul primar. Bună seara. Domnul primar, aseară ordonanța a venit, o nouă ordonanță a venit cu această dispoziție, printre altele, de dezinfecție la toate scările de bloc. Ce măsuri poate să ia primăria în acest context?
măsuri care le poate lua, măsuri ce trebuie să le ia. Suntem obligați să le luăm. Problema trebuie să și avem cu ce. Este o criză majoră. Am început astăzi, că am avut termen să începem. Trebuia să și terminăm în seara asta până la 12 noaptea. Suntem pe 31 martie. Avem 1690 de scări de bloc în Buzău. Am reușit astăzi în zona centrală, în zona asta obor, să montăm deja primele 66 de dozatoare de astea cu dezinfectant. Da. Și în sfârșit, ce pot să vă spun, datorită prețurilor mari și a lipsei de astfel de dozatoare, s-a găsit un furnizor, o mare firmă din Turcia, și vom lua la un preț rezonabil de acolo prin societatea primariei Urbis. În al doilea rând, s-a dat comandă deja de covorașe pe care să le punem la fiecare scară de bloc, conform deciziei luate în Comitetul Local pentru Situații de Urgență. După părerea mea, acum fac o mică paranteză, va fi mult mai eficient acel covoraș impregnat cu dezinfectant decât, eu știu, acel dozator cu dezinfectant. Pentru că citeam un articol care m-a și inspirat să luăm o decizie în cadrul Comitetului Local de Urgență. Dacă mâna este murdară și te-ai da cu dezinfectant, nu are efect maxim. Cel mai mare efect îl are pur și simplu spălatul cu apă și săpun. Până la sfârșitul săptămânii vom avea 50 de lavoare mobile pe care le vom monta la gare, autogări, intrări în piețe, în parcuri, în stațiile cele mai aglomerate de autobuz, în fața primăriei. Așa, și invităm de pe acum buzoienii care sunt în trafic ieșiți pentru a se aproviziona din când în când să spele pe mâini, că este mult mai sănătos. Bineînțeles, vom asculta de ordonanța militară și vom, sper, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să avem toate aceste dozatoare și să le montăm absolut peste tot. Bineînțeles, nu numai dozatorul este important, ci și dezinfectantul care nu se găsește. Avem multe variante. Din păcate, s-a scumpit totul extraordinar de mult. Încercăm să găsim soluții rezonabile, pentru că e posibil la anul să se uite cu ce situații trecem acum și organele de control să nu mai știe de nimic și să facă tot felul de acuzații de multe ori într-un stil propriu care este, are la bază alte precepte și nu cele de urgență. Bun, domnul primar, avem mai multe întrebări și vă rog frumos foarte scurt și la obiect să le răspundem. 1. Analizați posibilitatea suspendării transportului public? Nu există așa ceva. Cât voi fi în Buzău, dacă mă vin de la București, voi încerca să las economia buzoiană să funcționeze. Este un lucru foarte important, inclusiv cele 11 șantiere. De fapt, vor deveni 13, pentru că am mai deschis două șantiere, ați văzut, în fața Băncii Naționale, Băncii Comerciale dinspre ANAF. Vom avea dublu sens acolo, micșurând trotuarul pentru a crea un sens și, bineînțeles, în câteva zile ne vom apuca de parcarea dintre McDonald's și Biserica Sfinții Îngeri. Deci avem, vom continua și cu șantierele primăriei, bineînțeles vor apare pe fonduri europene într-un viitor destul de apropiat, se vor deschide alte șantiere, sper, pe măsură ce semnăm contractele. Bineînțeles că trebuie să ne protejăm. Bineînțeles că vom lua măsuri, am văzut că ați vorbit și cu domnul director general Toader de la Transbus. Da. Ne întâlnim în fiecare zi, se face analiză pe trasee, s-a dat dispoziție șoferii pur și simplu să mai plece din stație dacă s-a depășit indicația, respectiv un loc, un om și eventual câțiva oameni acolo în aldeolele alea mari și mai ales la autobuzele articulate. Văzut și făcut. Dar să se protejeze fiecare. Autobuzele se dezinfectează. Dacă amintează dozatoare, s-au montat dozatoare și în toate autobuzele, astfel încât oamenii, în condițiile astea, în afară de dezinfectarea care îl face șoferul, la cap de cursă și la începutul și la sfârșitul curselor, vorbesc de dimineață și seara când se retrage, mai avem, inclusiv omul poate să ia un pic de dezinfectant din acele dozatoare și să frece pe mâini. Bun, parcurile din municipiu, domnul Toma. Ce-s cu ele? Închise sau deschise? Deschise.
uite, am rămas și surprins când din exces de zel dragii noștri polițiști au închis parcurile la sfârșit de săptămână. Nu există o asemenea dispoziție decât de la 19 seara la 6 dimineața. Asta a fost hotărârea din Consiliul Local pentru Situații de Urgență și bineînțeles le-am spus să lase parcurile deschise, bineînțeles respectându-se, eu știu, acea dispoziție din ordonanța militară să nu fie mai mult de 3 persoane. Dacă omul, de exemplu, pensionarul are voie la 2 ore să facă ce vrea între 11 și 1, se poate plimba sau, eu știu, lua o bicicletă și da o tură de jumătate de oră să se întoarcă din nou în casă. Da, nu v-am întrebat degeaba, domnul primar, pentru că, iată, și dumneavoastră aveți aceste semnale că nu prea sunt permise, să zicem așa, plimbările în parc. S-a rezolvat treaba. Bine, acum polițiștii locali sunt în subordinea... Știți, lumina vine întotdeauna de la București. Ce se întâmplă acolo, să considere că este cel mai bun ce se întâmplă în lumea asta. Văzând că s-au închis parcurile în București, mă, cred că sunt închise și la noi. Dacă a dat ordin în București, înseamnă că e ordin și aici. Nu, la Buzău să iau hotărârile în Comitetul Local pentru Situații de Urgență și aici nu am decis așa ceva. Foarte pe scurt, domnul primar, cum simțiți economia buzoiană în această perioadă? O simt prost, domnule, bună ziua, pentru că și din cauza asta încerc să ajut și eu cât pot, pentru că încasăm din ce în ce mai puțin. Gândiți-vă, de exemplu, o singură aspect ați amintit, că toată lumea spune, domnule, pune dozatoare, fă dezinfectare, este ok. De exemplu, facem o rectificare acum în joi, vom ține tot un consiliu de ședință de consiliu local în regim de online, astea vremurile. 1 milion de euro pe care îi luăm din alte activități, din alte proiecte și îi vom băga aici pentru cumpărare de dezinfectanți, cumpărare de dozatoare și tot ce facem în Buzău acum pe zona asta. Bineînțeles că banul contează pentru că ne uităm numai la treaba asta, dar riscăm la un moment dat să nu mai avem bani nici de strâns gunoaiele de pe străzi. Situația este alarmantă. Pentru că dacă nu merge economia încă o dată, repet la nesfârșit, 95% din banii care se adună la o primărie sunt bani care vin direct sau indirect de la firme. Gândiți-vă că de la București, de exemplu, guvernul ne dă niște bani, cam 50% din tot ce strângem la trezorerie, 63% din impozitul pe venit și cote defalcate din TVA-ul strânse la toate firmele din municipiul nostru. Păi dacă economia cade, de unde mai luăm bani? De unde vom mai lua bani? Deci oamenii intră în șomaj, ați văzut guvernul și a făcut socoteala pentru 1 milion de oameni care vor primi, ziceți, 75% din salariu, ajutorul ăla de șomaj, sau cum se numește. Șomajul tehnic. Șomajul tehnic, așa. Problema este că probabil cifrele vor fi mult mai mari. Se pare că peste 40% din companii și-au suspendat deja activitatea și nu mai produc nimic. Deci trebuie, pe partea cealaltă, mai avem o problemă pe care vom încerca și noi să îi dăm de cap un pic și vom lansa foarte curând, am început deja discuțiile, să încercăm să ajutăm, cum să spunem, micii producători din municipiul Buzău, de produse agroalimentare, mă refer și de județul Buzău, astfel încât să ajungă produsele ori la magazinele de cartier, ori direct la consumatorul final. Pentru că am fost sâmbătă și duminică în piața centrală din Buzău și îți vine să plângi pur și simplu. Cam 40 de tarabe, de la 100 din tarabe închise și oamenii vorbesc de vânzătorii și până la urmă legumicultorii, că fiecare au în spate niște oameni care muncesc sau sunt chiar ei care periodic vin după ce fac producția din să-și vândă ceea ce au produs. Deci nu mai vine lumea nici în piață, a intrat o teamă așa, bineînțeles și pe ordonanța militară care ați văzut sancționează extrem, extrem de dur și este bine așa că se întâmplă să descurajeze omul care pleacă de acasă, aproape pentru orice. Și în situația asta omul se duce în supermarket, adună de acolo marful de aia care vine de peste tot și nu cred că este bine pentru economia buzoiană și pentru economia națională. Cineva vă întreabă, domnul primar, asistența socială funcționează? Funcționează cu siguranță. Știu că au mai fost probleme, se sună foarte, foarte mult și este bine așa. Avem o mulțime de familii izolate, avem persoanele peste 65 de ani, plus o mulțime de situații
care nu sunt în cele două categorii, familii monoparentale, oameni care pur și simplu au picat la pat și nu mai au pe nimeni, sau au copiii plecați până Occident și nu s-au mai putut întoarce. O mulțime de situații, un Buzău trist din acest punct de vedere. Și lucrăm, bineînțeles, și zilnic se trimit o mulțime de pachete alimentare sau pur și simplu oamenii se deplasează sub patru echipe permanente care acționează. Se duc, iau banii și cu lista de la oamenii care au bani, dar nu pot ieși din casă să le facă cumpărături și așa mai departe. Sau să le cumpere medicamente. Produse de strictă necesitate. Mesajul dumneavoastră de final, domnul Toma, către cetățenii orașului. Păi mesajul de final spun și eu, că ne-am săturat cu toții, stați acasă. Până când, nu știu, dar nu avem în control. Acum trebuie să fim optimiști. Nu suntem la cum se numește asta, la aprii vechi. Trebuie să ne ducem viața în continuare și în această situație și să fim uniți, să fim solidari, să trecem și pe această nenorocire. Este viață și după treaba asta, dar din această cauză trebuie să, cum să spun eu, să ne conservăm, să ne rezervăm forța economică. Va fi foarte greu pentru că s-a declanșat deja și o criză economică care poate fi mai dură decât nenorocita asta de criză sanitară. Domnul primar, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Sănătate tuturor. O să mă ținem legătura pentru a le da de veste buzenilor legătură cu măsurile luate de primărie. Bun, o să încercăm să vorbim între timp și cu un responsabil din educația buzeană. Între timp avem mesaje. Sunt valabile abonamentele din martie și în aprilie. Vorba de cele de la Transbuz, nu sunt valabile, trebuie să luați altele. În schimb, bine, pentru pensionari, dar nu e cazul, pentru că între 11 și 13 pot ieși din casă persoanele peste 65 de ani, numai că în acest interval orar nu se circulă cu Transbuz. Avem telefon? Bun. Altcineva întreabă despre restricții, de ce sunt atât de aspre și nu putem măcar să mergem la biserică, avem și noi nevoie să ne rugăm, vine Paștele, ce facem? Pe vremea lui Ceaușescu nu era așa. Ce fac cu toții în acest context și nu vorbim numai de români, ci și de italieni, de germani, de alte popoare care, asta e, trebuie să stea și să se roage în casă. Bună seara! Bună seara! Să rămână. Doamna general, Nela Vamzi, de general adjunct. Mulțumesc pentru intervenție în primul rând. Reluăm, pentru că nu s-a vorbit foarte mult în ultima perioadă sau mai deloc nu s-a vorbit despre problema din educație. Suntem cu cursurile suspendate, într-adevăr. Există acest învățământ online, dar sunt multe semne de întrebare din partea părinților, din partea profesorilor și așa mai departe. V-aș întreba în primul rând, din ce semnale aveți de la profesori, de la părinți, cum merge învățământul ăsta online? Semnalele din partea cadrelor didactice este un semnal bun, un semnal pozitiv. Cel puțin în municipiul Buzău se folosesc foarte mult platformele Adservio. În județ, unitățile de învățământ desfășoară activități pe diverse platforme, platforme recomandate de Ministerul Educației. Iar pentru unitățile de învățământ, cei drept puține în județul Buzău care nu au acces la, unde copiii nu au acces la internet, au fost adus la cunoștința acestor copii că prin postul de televiziune TVR1, prin emisiunile teleșcoala, elevilor le sunt prezentate teste de evaluare, de fixare a cunoștințelor, încât să poată să exerseze toată această perioadă. Pentru că cadrele didactice aveau anumite nelămuriri și recunosc că și noi, cei care conducem inspectoratul școlar, nu ne era foarte clar în ce mod putem să ne desfășurăm activitatea în această perioadă. Ieri a sosit o adresă de la doamna ministru Anisie, prin care s-au lămurit o parte din aceste aspecte, și anume că în această perioadă nu se predau conținuturi noi, nu se evaluează elevii,
Activitățile recomandate sunt practic activități de fixare a cunoștințelor, de recapitulare a materiei predate până la închiderea unităților de învățământ. Se face chiar recomandarea ca elevii să nu fie supra-solicitați în această perioadă. Am înțeles. Bun. Între timp au sosit și acele teste antrenament, nu, doamna general? Da. Pentru absolvitorii, absolvenți de gimnaziu și de liceu. Așa este, Ministerul Educației împreună cu Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare a elaborat un prim set de resurse antrenament, se numesc. Practic sunt teste de autoevaluare pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a. Cel puțin m-am uitat la evaluare națională, sunt publicate 5 teste pe ambele discipline, română și matematică, la bacalaureat pentru fiecare disciplină în parte. Subiecte care respectă structura de la examenele naționale și care, din punctul meu de vedere, sunt destul de importante pentru că îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu tipul de subiecte, cu timpul de lucru, să vadă practic unde se află din punct de vedere al performanței în acest moment. De aceea îmi permit să recomand tuturor elevilor să intre și să rezolve aceste teste. Aș vrea să mai spun tuturor elevilor că vineri, pe 3 aprilie, se vor publica și baremele de evaluare și de notare, așa încât elevii își vor putea face autoevaluarea proprie. Și în cazul emisiunilor de pe TVR1 Teleșcoală, în perioada aceasta până vineri, vor fi prezentate unele soluții al acestor teste antrenament cu explicațiile necesare din partea cadrelor didactice. Da, nu știu, acum se tot discută ce se va întâmpla cu anul școlar. N-aș vrea să intru în foarte multe discuții, dar e un pas ăsta, faptul că Ministerul trimite niște teste antrenament pentru viitorii absolvenți de gimnaziu și de liceu. Poate se gândește Ministerul la o variantă prin care aceștia totuși să termine anul acesta, calendaristic vorbind, să termine forma de învățământ cu tot cu examen. Cu siguranță că se caută scenarii, se realizează scenarii la nivelul Ministerului, se vor lua soluțiile cele mai bune. Nu sunt în măsură să vă spun acum ce se va întâmpla. În niciun caz anul școlar nu va îngheța. Vom vedea ce se va întâmpla. Până la urmă trebuie să înțelegem că suntem într-o perioadă care de incertitudine, o perioadă pentru care noi și nimeni nu poate anticipa ce se va întâmpla, așa încât trebuie să ne adaptăm situației prezente. Vă mulțumesc foarte mult, doamna general adjunct Nela Van Zidel, cu detalii despre situația din educație, așa cum este ea dată de această stare de urgență. Reamintim, Ministerul Educației a furnizat pe site-ul oficial niște teste, antrenament pentru elevii de clasa a 8-a și pentru elevii de clasa a 12-a, în vederea pregătirii unui eventual examen. Când va fi acesta, nu se știe. Important este că, așa cum ați aflat de la doamna Van Zidel, că nu se dau note în această perioadă, chiar dacă există învățământ online, nu se trec în catalog sau nu există. De fapt, este o chestiune în această nebunie de a îi ține în priză în continuare pe elevi cu educația. Da, bună seara! Bună seara! Să rămână, doamnă! Vreau să vă pun o întrebare. Vă rog! În legătură cu transmuzul. Da, vă rog! Au schimbat mersul autobuzelor. Ideea este că unde lucrez la ieșire din Buzău spre Vernești, la ora când intru la schimbul 2, în jur de ora 12, nu mai avem nimic de circulat cu autobuzul acolo. Trebuie să așteptați ora 13, nu? Da, trebuie să aștept ora 13.40 sau 13.55, nu știu care e și exact. Ideea este că nu pot să aștept. Da, până acum același program era, adică... Nu, până să vină problema cu
gripa. Da, da, da. Nu, eu mă gândeam că ați aflat că s-a schimbat programul, că începând de mâine e un alt program la Transbus. Nu, eu am crezut că... Bun, și cum v-ați descurcat până acum? Păi cum să te descurcăm? Cu taxiul. Că mai e și problema, situația că nu te poate duce soțul sau nu este la, este la serviciu, nu avem mijloc de transport. În taxiul nu avem decât două persoane, taxiul cine ne-l plătește? Noi ca și contribuabili ai acestui oraș, nu? Am înțeles. L-ați auzit și pe domnul director de la Transbus, l-ați auzit și pe primar, rămâne stabilit și bătut în cuie acest program, pentru că trebuie... Da, dar dumnealor nu s-a gândit la societățile care lucrează în zona aceea, probabil. Este valabil și autobuzul state, că nici dumnealor de pe ruta cu 6 am colegi care nu au cu ce veni. La fel, se chinuie cu taxiul. Da, e important că spuneți și sesizați acest lucru. Noi, ca de obicei, le transmitem mai departe. Deocamdată nu există vreo decizie răsturnată, adică să revină asupra acestei decizii. Ați auzit foarte bine, între 5 și 8, din păcate, între 13 și 18 se circulă cu autobuzele de la Transbus. Sunt într-adevăr multe solicitări, pentru că sunt și alți angajați care, de exemplu, nu găsesc după ora 18 un mijloc de transport și așa mai departe. Asta înseamnă să se revină la starea inițială cu transportul, ceea ce lucru cu care nu sunt de acord cei care sunt în fruntea noastră. Înțeleg... Păi tocmai că noi suntem și noi cetățeni ai acestui oraș, plătim și noi taxe și impozite și pe noi ne afectează. Mulțumim și încă o dată. Salariile sunt care sunt, vă dați seama că nu permit să vii zilnic cu taxiul. Da. Lucrez 5 zile pe săptămână, schimbul 2, 5 zile trebuie să iei taxiul. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție și sesizare. Mulțumesc. O să ajung acolo unde trebuie, să sperăm că se va ține cont și de aceste reclamații. Important să fie cât mai multe și solicitările astea, poate se face un rabat. Altcineva zice, bună seara, nu scoateți autobuzele, noi depindem de ele, nu avem mașini proprii. A anunțat primarul în urmă câteva minute faptul că nu se pune problema suspendării transportului în comun. Cineva face ceva cu cei care aruncă gunoiul de pe unde vor. Obligați asociațiile să facă publicitate, panouri degeaba dezinfectăm. Pe alea Rinului, la fiecare ghenă, blocul turn, găsești gunoi fără să-l ia nimeni. Mare atenție în legătură cu aceste probleme, pentru că, doamnelor și domnilor, nu e de glumă. Trebuie să ne protejăm și astfel de situații trebuie rezolvate, într-adevăr, de asociațiile de proprietari în colaborare cu firma de salubrizare. Suntem aproape de finalul emisiunii și reamintim deciziile, una dintre cele mai importante decizii luate în ultimele ore la Buzău, vorbim despre un cabinet stomatologic de urgență care va fi înființat la nivelul Spitalului Județean de Urgență. Sâmbătă este ziua în care va fi deschis și spunea directorul, managerul Claudiu Damian, faptul că acesta nu va funcționa non-stop. De luni până vineri, între orele 14 și 21 și în weekend, între orele 8 și 20, așadar, se vor asigura urgențele stomatologice în contextul în care, știm foarte bine, cabinetele particulare au fost închise. Pentru cabinetele particulare, o ordonanță militară este destul de drastică, trebuie să lucreze în condiții extreme, de maximă protecție și mulți dintre ei, din păcate, nu au această posibilitate. Altcineva întreabă de ce nu face nimic domnul primar să fie bine pentru toată lumea. Așteptăm și câteva sugestii. Mai avem o intervenție telefonică imediat. Bună seara! Bună seara, domnul Dumnezeu! Avem o rugăminte. Vă rog. De unde se iau astfel de declarații care să putem pleca și de peste 65 de ani? Și mai am o rugăminte. Da, vă rog. Chiar am lăsat numărul de telefon. Eu sunt imobilizată, am pus picioarele amândouă în zi. Cum pot
pot să mă rezolv problema aceasta de ajutoarele acelea. La ce ajutare? La ce ajutare? Spuneți. Am lăsat număr de telefon, am lăsat și doamna de la Frunzea Roșii. Mi-am fost cu ambele picioare în gips, sunt imobilizate posmește. Nu mă pot deplasa și n-are nici cine că nu am aparținător. Bun. Da, mă chinuiesc de 2 săptămâni. O să luăm legătura și cu cei de la Crucea Roșie, dacă ziceți că au luat legătura cu dumneavoastră, nu? Da, nu știu dacă a luat numărul astea. Pot să-l las în studio. Lăsați numărul noastră de telefon în regia de emisie, doamna. Da, vă rugăm frumos. Nu mai are cine. S-a terminat, s-a epuizat cine m-a ajutat și nu mai am... Da. Am înțeles. Vă înțeleg perfect, doamnă. Lăsați numărul nostru în regia de emisie. Da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc pentru intervenție. Sărmâinile, sănătate, numai bine vă dorim. Și dacă tot vine vorba de Crucea Roșie și de acțiunile din această perioadă, e o echipă restrânsă acolo la Crucea Roșie, date fiind măsurile de prevenire împotriva COVID-19. Crucea Roșie Buzău nu poate funcționa la capacitate maximă cu voluntari, sunt reguli impuse de la nivel central. Cu toate acestea, sunt foarte multe activități pe care le desfășoară cei de la Crucea Roșie și vorbim despre persoane aflate în nevoie, persoane izolate. Sunt mai multe activități în fiecare zi, cei de la Crucea Roșie merg pe teren la familiile care sunt în imposibilitatea de a se deplasa, de a-și lua strictul necesar. De asemenea, în zona medicală, cei de la Crucea Roșie activează foarte mult și oferă personalului medical măști și mănuși, dar și halate. Aveam și niște imagini de la Crucea Roșie cu activitățile celor de acolo. Ei așteaptă în continuare, să zicem, din partea cetățenilor să solicite sprijinul, numai că, din păcate, nici ei nu sunt foarte mulți, cum spuneam, și nu pot face față tuturor. Important, la fel, este ca dumneavoastră să știți că există și Crucea Roșie la Buzău. Încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Să rămână, doamnă! Aș dori să vă întreb ceva în legătură cu perioada de timp în care noi putem să ne deplasăm din case, cei între... Aveți peste 65 de ani, să înțeleg. Da, da. Am înțeles. Vă rog. Timpul este destul de scurt pentru totuși faptul că avem de plătit facturi și nu cumva am putea să fim puțin favorizați la aceste costuri. Astăzi mi-a trebuit să ies și abia am reușit să mă încadrez în timp pentru că erau foarte mulți tineri în fața mea. Nu mi-am permis să le trec pe dinainte. Nu cumva am putea să avem, știu și eu, un mic favor să ni se facă acolo unde sunt costuri mari. Să vă spun sincer, nu mă pot încadra în timp. Am și o gonartroză, merg mai greu. Doamnă, foarte bine că ați intervenit și că veniți cu acest apel. Și eu am constatat, din păcate, nu se respectă ordonanța militară care vine cu noi detalii pentru persoanele peste 65 de ani și care pot ieși din casă pentru a merge la cabinetele medicale, de pildă în afara acestui interval 11-13. Iar dacă vorbim de acest interval 11-13, operatorii economici, firmele care practic vând alimente, sunt obligate să acorde prioritate. Deci prioritatea acestor persoane peste 65 de ani, așa cum sunteți și dumneavoastră. E în ograda lor această problemă. Pe de altă parte, și apelul pe care eu îl fac în urma la ceea ce spuneți dumneavoastră, ca într-adevăr noi ceilalți, dacă tot mergem la cumpărături, să evităm acest interval orar 11-13 pentru a vă lăsa dumneavoastră posibilitatea să vă cumpărați strictul necesar. Acum, ca sfat, puteți să mergeți într-o zi să vă plătiți o factură, peste alte 4 zile altă factură, că bănuiesc că nu ar fi probleme legătură cu scadența.
Dar e bine că spuneți public această nemulțumire a dumneavoastră că în acest interval orar sunt și persoane tinere care nu prea țin cont de faptul că dumneavoastră, cei peste 65 de ani, ar trebui să aibă prioritate. Mulțumim, doamnă. Permiteți încă o întrebare, vă rog. Pentru că am deschis mai târziu. Oricum, intervalul ăsta rămâne bătut în cuie și se stabilește sus, la nivel de București, vă dați seama. Așa este. Vă rog. N-am înțeles, Transbuz funcționează și el cu un orar anume? Da. Dar în intervalul 11-13 nu funcționează, să știți. Asta este o problemă, în sfârșit. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră, doamnă. Să rămâne și sănătate, protejați-vă. Altcineva care zice să ajutăm cu ceva pentru o bătrână de 86 de ani la Haleș, să ducem cele necesare, primăria Tisău cum ne ajută. O să încercăm să luăm legătura cu dumneavoastră, să vă lămurim cum ați putea proceda. De asemenea, multe mesaje sunt legate de acele formulare. Este bine să apelați la asociațiile de proprietari, să întrebați, pentru că înțeleg că primăria a distribuit 100.000 de astfel de formulare tip pentru a veni în sprijinul celor care nu au posibilitatea de a da la print, de a le imprima și să le folosească atunci când au nevoie. O să luăm o ultimă intervenție telefonică, după care o să încheiem emisiunea. Reamintim faptul că sunt sute de buzoieni care sunt amendați în fiecare zi la cele filtre organizate și la toate activitățile organizate de toate forțele de ordine. Sunt persoane care nu justifică prezența pe stradă și sunt sancționate, iar amenzile, dacă nu știați, pentru cei care nu știu, sunt destul de usturătoare. Amenda minimă este de 2.000 de lei, amenda maximă 20.000 de lei. Bună seara! Alo! Da, bună seara, vă ascult! Bună seara, domnul Mihai! Mă auziți? Da, dar vă rog să dați sonorul televizorului mai încet. Mai încet. Mulțumim! Un locatar de blocul 52, micro 14. Da. Văd că domnul primar săracul să chinuie să facă rost de dozatoare din alea pentru dezinfectanți. Și la noi în bloc comitetul este inexistent, cu toate că e format din 5, președinte, vice plus 3 membri. Din câte am înțeles astăzi de la femeia de servici, vine și face curat pe, în bloc, să zicem, o dată pe săptămână. De unde, și plus de asta că am înțeles că nu e titulara. Titulara, nu știu, e plecată, nu știu unde, vine o nepoată, ce forme de angajare o fi având de nepoată asta, habar n-am. Că dacă, Doamne ferește, scrântește un picior, trebuie să ieși acum concediu medical și ea nu e angajată pe blocul nostru 52. Am înțeles. Și îmi pare rău că domn primar să strofocă să ia dozatoare din alea. Dozatoare din alea, nu știu dacă pot rezista în perete mai mult de zi. Pentru derbedelismul care există la ora actuală pe toate blocurile. Da, spune că nu e... Cea mai bună măsură este, într-adevăr, cu laveta, cu laveta aceea, cu hipoclorit sau... Da, da, tocmai asta spunea, că dozatoarele nu reprezintă o prioritate și că vor fi acele... preșuri, da? În care alea sunt ideale, ceea ce ne-a pus și noi pe la uși, da. Dar vă spun sincer, femeia de servici nu este supravegheată sau controlată. Deci pe balustradă avem bloc cu 10 etaje, cu două scări, A și B. Și nu este, măcar nu, să știe și ea că e verificată de cineva. Balustrada n-a dat, cred, de săptămâni întregi la dat cu o cârpă pe ea. Într-adevăr, astăzi am sesizat că s-a dat cu niște hipoclorit din ăsta cu clor în lift și undeva pe la parte, pe undeva. Cred că tot primăria a dat, nu cred. Reru, da. A inițiat-o, de astăzi a început să intre, mă rog, în cartierul Micro 14. E clar, activitate. E clar. Nu, v-am văzut și eu de vreo câteva ori prin Micro 14, prin Micro 14 și am vrut să vă interpelez, dar
mi-a fost jenă. De ce? N-ați vrut să vă apropiați de mine? Că... Nu, era asta e asta. Problema, că puteam vorbi și de la distanță. Oricând mă puteți aborda. Deci, vă rog eu frumos, deci comitet inexistent, administratorul nu este din bloc, vine numai miercurea și joia. Miercurea de la 18 la 20, joia de la 10 la 12 și cu asta pa. Da. Nu e decât un fel de casier. Noțiunea de administrator e mult mai largă. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc mult. Multă sănătate vă dorim. La fel, la fel. Sănătate. Trebuie să încheiem această emisiune. Dragii mei, stați în casă. Zice cineva, eu sunt programat pentru rețetă la medicul de familie pe data de 3-a, 4-a. Cum să procedez? Da, este o situație justificată. Dar trebuie să faceți declarația aceea, unde se precizează faptul că ieșiți pentru motive medicale. Și în ultimul rând, luați legătura și cu medicul de familie. Dacă nu aveți număr de telefon, îl puteți găsi pe internet. Dacă autobuzele nu circulă între orele 11-13, ce siguranță avem să mergem cu taxiul? Trebuie să merg la circa medicală pentru rețetă. Sunt o groază de probleme de acest gen. Din păcate, trebuie să ne adaptăm. Eu aș spune așa că ar trebui să gândim că viața noastră este normală acum. Pentru că trebuie să o luăm ca atare, să nu negăm realitatea și să ne obișnuim cu ceea ce se întâmplă și cu ceea ce trebuie să facem ca să ne protejăm pe noi, să-i protejăm pe cei din familia noastră și nu numai să protejăm oamenii necunoscuți. Da, mesajele curg în continuare, o să avem și mâine o ediție specială. Pot duce soția în alt oraș la urgență stomatologică? Da, este un motiv. Dacă aveți această urgență stomatologică, este un motiv, dar nu uitați de declarațiile acelea pe propria răspundere. Să aveți o seară excelentă, mulțumim că ne-ați urmărit. La 19:30, jurnalul Campus TV. Numai bine, la revedere!